Bun găsit, prieteni! Mă bucur să ne auzim, să ne vedem din nou. Suntem la arbuști, în grădina de arbuști, la cătina. Aici am mai multe soiuri. De fapt, când am vrut să cumpăr cătina, era o firmă undeva spre Bacău, în Moldova, care se ocupă numai de cătină Fructex, exact ceva de genul acesta. O găsiți dacă o căutați, avea specializat în cătină, o grămadă de soiuri de cătină. Numai că ei dădeau destul de masiv, mi-au găsit ultimele bucățele de cătină, tot felul de soiuri. Așa că, spre fericirea și surprinderea mea, am o grămadă de soiuri, în trei rânduri de cătină. Unele mai roșiatice, altele mai portocalii, unele boabele mai mari, mai dulci, mai timpurii, mai tardive. E recomandat să le plantați, să plantați mai multe soiuri. Aici avem, spre exemplu, acesta e cel mai dulce. Nu știu cum îi spune soiului acestuia, pentru că mi l-au dat amestecate mai multe. Nu e copt încă, dar va avea boabele destul de mari și foarte, foarte dulci. Aici avem un soi care nu crește atât de expansiv față de celelalte care au crescut atât de repede. Au fost și îngrijite, udate, primii 2 ani săpate cu atenție, udate, pus gunoi de oaie la rădăcină și le-a mers foarte bine încât au crescut de aia impresia că au ani mulți. Dar în realitate au 4-5 ani, atât au. Este un soi micuț, în creștere, nu foarte expansiv, crește mai greu, dar în schimb n-ai unde să pui degetul, foarte roditor, boabele rotunjoare și realmente extrem de productiv. Ușor de cules pentru că nu e foarte, foarte înalt. Avem aici niște giganți, au crescut atât de mari, s-au dezvoltat ca pomii, vor trebui să începem să-i mai tăiem, dar destul de roditor, destul de productiv. Bobițele sunt puțin mai mici. Aici este un soi cu boabe un pic mai mari. O să-l mai regăsim. Avem o plantă mult mai mare. Nu uitați, e plantă dioică, va avea nevoie la 8-9 femele, plantă femelă, o plantă mascul ca polinizator. Când luați, pentru că altfel nu va aveți parte de rodire. Aici avem, spre exemplu, o plantă mascul între, care bineînțeles n-a făcut fructe, dar a ajutat să polenizeze. Mai am mai multe plante mascul. Sunt destul de mari acestea, nu știu ce soi este, a crescut gigant foarte repede. Aici o altă plantă mascul destul de viguroasă și aici o plantă mascul destul de viguroasă. Are niște mugurași mult mai mari, observați mugurii. Se detașează, se văd destul mai maroniu închiși, destul de mari. Piticuța asta din nou extrem de productivă. Aici avem o cătină mai micuță, dar un pic bate în roșu, deci nu e atât de portocalie cât e aproape de roșie. Când se coace bine, e aproape roșu-roșu. Probabil că în componența ei, în loc de beta-caroten, sau are mai puțin beta-caroten, cum are cătina care excelează în beta-caroten, cea portocalie, are mai mult licopen, un alt antioxidant excepțional. Și beta-carotenul și licopenul sunt antioxidanți grozavi. O abundență de fructe aici. Ținând cont că în al patrulea an au crescut destul de mult și au rodit destul de bine. Acum va fi cu migala, cu culesul, că au țepi. Există și un soi fără ghim, fără țepi. Îl găsiți tot la firma respectivă din Moldova sau în altă parte. Recomandarea este să căutați mai multe soiuri oricum. Aici avem cu boabe un pic mai mari. Sunt bobițele mai mari, iar acolo este preferata mea, foarte bogată. Aici au crescut murele adevărate cu ghimpi. Avem un gard de mure cu ghimpi. Trebuie un pic ținute în frâu, că sunt expansive acestea.
au început să rodească și ele. Sunt pe aici neștire. Aceasta este planta de care vă vorbeam. Mult mai mare, bobul mult mai mare, destul de frumos, uitați în cărcătură ce o splendoare. Bobițele sunt mai mari, grăsune, zemoase și acrișoare. Aceasta e mai mică, iar observați, e roșie aproape. Urmează să coloreze destul de roșu. Mai mult licopen. E foarte bun licopenul în cancerul pancreatic, cancerul de prostată, ca luptător. Aici avem un soi abundant în frunză. O frunză mult mai închisă. Și se coace un pic mai târziu. N-ai unde să pui degetul propriu zis, bobiță lângă bobiță. Au fost îngrijite primii doi ani am avut furtune prin picurare, le-am pus gunoi în fiecare an, toamna, le-am săpat să nu le să fie înierbite, acum s-au făcut mari, sunt adulți și produc, își ajută părinții acum că au fost și ele ajutate în perioada copilăriei. Acum le cosesc de 2-3 ori pe an, fânul las ca să încorporeze în pământ, ca să se topească, le mai reține, și apa la sol. Deja a început să se mulțească, că a început, e invazivă, că tina se duc rădăcine până la 10 metri la distanță, fixator bun de pământ. O frumusețe! Ești răsplătit. Ești răsplătit din belșug cu darurile lui Dumnezeu. De aceea, ținând cont ce proprietăți are cătina, fantastice proprietăți, nu este un tonic hepatic, excepțional, un tonic nervos, un imunostimulator, de asemenea un antitumoral de excepție, tonifiant general, vitaminizant, din belșug și fruct antioxidant cu spectru destul de larg, cu tot felul de antioxidanți, merită să cultivați cătina. Propriu zis, cred că aproape fiecare segment din corp beneficiază de ajutorul cătinei și în fiecare boală o puteți folosi. De fapt, se fac o grămadă de preparate, e folosită din belșug chiar și în industria farmaceutică. De aceea, cultivați cătina care nu e pretențioasă și veți obține o recoltă bună și veți avea fructe valoroase, printre cele mai bogate fructe în vitamine, antioxidanți și tot felul de proprietăți. Fiți sănătoși și binecuvântați!